Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Decretele președintelui Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite față de stat, pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniile respective de activitate și înaltă maestrie profesională, s-au conferit distincții de stat ale Republicii Moldova. Ordinul Republicii, următorilor: Vecciev Constantin, director general al Societății pe Acțiuni Apa Canal Chișinău. Domnul președinte, stimate doamne, stimați domni, țin să vă mulțumesc în numele Asociației Producătorilor de Servicii Moldova Apa Canal și Societății pe Acțiune Apa Canal Chișinău pentru această distincție de vârf. La fel, țin să mulțumesc conducerii de vârf a Primăriei Municipiului Chișinău, a patronatelor de ramură, a Sindicatului de Ramuri pentru contribuția ca această distincție să ia foc. Și vreau să vă spun, domnul președinte, că și pe viitor sperăm că nu o să dezamăgim statul Republica Moldova în frunte cu președintele țării. Mulțumesc! Bologa Mircea, șef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Excelența voastră, domnule președinte, onorată asistență, în această atmosferă emotivă conștientizăm ca niciodată că viața este drumul pe care îl parcurgem o singură dată și este principal cu demnitate. Sincere mulțumiri pentru înalta apreciere a unei vieți în slujba științei.
în fața dumneavoastră devenim și sentimentali. După terminarea aspiranturii, la chemarea țării, la chemarea plaiului străbun, am revenit în anul fondării Academiei 1961 și am rămas fidel familiei academice absolut fără nicio abatere, cu o singură înscriere în carnetul de muncă, Academia de Știință. Institutul de Fizică Aplicată este prima, unica și ultima dragoste profesională. Fiind director, am consolidat laboratoare, secții, centre științifice, baze experimentale, baze de producție și institutul a devenit cunoscut în lume. Îngrijind în calitate de redactor-șef revista Institutului, permanent reeditată în Statele Unite, în engleză, promovăm imaginea țării pe arena mondială. Vor trece ani. Moldova, Academia, bine meritat, vor intra în familia europeană. Se vor armoniza perseverențele. Iar această zi va rămâne pentru fiecare din noi o frumoasă amintire ai anilor care i-am parcurs împreună și spre regret au trecut fulgerător. Trăim și vom retrăi cu adâncă recunoștință acest eveniment major. Ne vom onora obligațiunile cu devotament pentru țară și neam. Miculeț Victor, președinte al Consiliului Băncii Comerciale Moldova Agroin Bank S.A. Stimate domnul președinte, domnul asistență, în primul rând aduc mulțumiri de la tot colectivul Moldova Grand Bank. 26 de ani Moldova Grand Bank a fost pilonul economiei Republicii Moldova și asigurăm că și mai departe Moldova Grand Bank este cel mai bun institut financiar din Moldova. Mulțumim frumos! S-a conferit Ordinul Credință Patriei, clasa 1, domnului Guțu Ion, director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. S-a conferit Ordinul Gloria Muncii următorilor: Băcioi Alexandra, director adjunct al Serviciului Stare Civilă. Bejenar Leonid, vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii Comerciale Moldova Agroinbank S.A. Botnar Vasile, director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor al Academiei de Științe a Moldovei. Cara Ala, director adjunct al filialei Tvardița al Colegiului de Muzică Ștefan Neagă. Căciuc Anatol, corespondent special al companiei Teleradio Moldova. Domnule președinte,
Cu atât mai semnificativă această distincție cu cât a fost acordată mie și altor colegi în contextul consemnării a 80 de ani de activitate ai postului public de radio, cel care încearcă în pofida tuturor greutăților să fie transparent, echidistant, pentru că aceasta este mirenia noastră și ați afirmat că să facem și în continuare emisiuni bune. Sper că așa vom face. Mulțumesc! Comănici Ion, cercetător științific principal la Grădina Botanică a Academiei de Științe a Moldovei. Jitariuc Tamara, director al filialei Glodeni a Băncii Comerciale Moldova Agroimbank S.A. Lazar Mihail, specialist în aparatul președintelui raionului Ocnița. Мириака Николаев, секретар ал консилу районал Яловени. Папук Михаил, шеф де редакции кадров интерпринтере де стат едиториал полиграфиче Штиинца. Ламадяла Иван, парох al Catedralei Schimbarea la Față a Mântuitorului din municipiul Chișinău. Radu Svetlana, secretar al Consiliului Raional Strășeni. Sâmboteanu Aurel, prorector al Academiei de Administrare Publică. Țurcanu Ștefan, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Михаил, консультант принципал в секретариату парламенту Республики Молдова. С-а конферит медаля меритул милитар домнулу кроитору Анатолию, майор ал сервичу де протекции и паза де стат. Pentru bărbăție și spiritul de sacrificiu manifestate la salvarea unor persoane de la NEC, elevului clasei a 7-a din Liceul Teoretic Alexandru cel Bun din municipiul Bender, Daniel Nistor, i s-a conferit medalia pentru vitejie. S-a conferit medalia meritul civic următorilor. Aipovale Ecaterina, conducător al organismului sisteme management din cadrul întreprinderii cu capital străin Transstandard SRL. Bârliba Mihail, director al întreprinderii municipale Direcție de producție apă canal Sângerei. Ianu Evgenie, inginer coordonator în cadrul companiei Teleradio Moldova.
Brasovski Angela, șef de direcție la Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. Culic Diana, șef de direcție la Cancelarea de Stat. Dvornic Diana, consultant principal în Cancelarea de Stat. Ieni Stanislav, șef de departament al Băncii Comerciale Moldova Agroimbank S.A. Grecu Galina, șef de departament al Băncii Comerciale Moldova Agroimbank S.A. Luciac Viorela, director adjunct al Liceului Teoretic Nicolae Dolcescu din Comuna Ciurescu, municipiul Chișinău. Madan Nicolae, profesor de șah la Școala Primară de Creativitate Inventică Prometeu Junior, municipiul Chișinău. Foarte succint, domnule președinte, onorată asistență, anul acesta liceul nostru va sărbători 25 de ani de la fondare, prima școală privată din Republică. Doi ani în urmă, pe data din 1 septembrie 2014, Uniunea Europeană a luat o decizie de a implementa șahul ca obiect de studiu în toate țările comunității europene. Cu această inițiativă eu am venit chiar în prima zi de la fondarea liceului, la domnul director, cu inițiativa de a implementa șahul și dumnealui a acceptat, dar mi-a pus o condiție ca să joc o partidă de șah, că a zis că el știe să joace bine șah. Am început la ora 10, Dumnezeu martor, am jucat până la ora 12, seara, noaptea, și atunci el a zis că trebuie să o lăsăm pe a doua zi. Și iată de acum 25 de ani tot jucăm șah la Prometeu și vreau să vă spun că sunt mândru de discipolii mei care au ajuns campioni naționali, campioni europeni și campioni mondiali și prin intermediul șahului lumea întreagă a făcut cunoștință despre Moldova, despre realizările noastre. Chiar o fetiță mi-a spus din America că americanii s-au mirat de Republica Moldova, ei nu știau unde pe hartă. Și atunci ea le-a arătat, zice, iată, aici, în inima codrelor, deci, aici este Republica Moldova și s-a mirat că avem așa copii frumoși și deștepți. Aceasta este cea mai mare satisfacție a mea, pentru că am promovat imaginea țării pe toate meleagurile lumii. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc tuturor să aveți realizări frumoase și succese. Merciuc Iacob, director al Școlii Sportive Specializate de Atletism numărul 3, municipiul Chișinău. Mitiș Ilie, director al Societății cu Răspundere Limitate, Beamus Prim, raionul Sângerei. Nastas Nicolae, secretar al Consiliului Orășănesc Telinești. Patic Ion, director al Taberei de Odihnă pentru Copii, Poienița Veselă, municipiul Chișinău. Ghircă Vladislav, șef de serviciu în aparatul președintelui Republicii Moldova. Aplauz.
Carolina, șef de departament al Băncii Comerciale Moldova Agroimbank S.A. Спину Василий, секретар от консилиума района Чемишлия. Ungureanu Laurenția, директор адъюнкт на Институтului de зоологие al Академии de Științe Moldovei. Zupcu Iurie, consultant principal în Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. S-a conferit medalia Mihai Eminescu, următorilor. Parfen Tinina, șef de departament în cadrul companiei Teleradio Moldova. Sârbu Svetlana, șef de redacție în cadrul companiei Teleradio Moldova. S-a conferit titlul onorific Artist al Poporului domnului Latășev Anatol, solist al ansamblului de muzică populară Trandafir de la Moldova. Stimate domnul președinte, stimați prieteni, publicul meu drag, la noi se spune așa, e că acum când trebuie să cânte un artist. Un artist trebuie să cânte ca artist emerit. E bine, dar pe artist emerit cum trebuie să cânte? Ca maestru în artă, artist emerit trebuie să cânte. E bun. Dar maestru în artă al Republicii Moldova cum trebuie să cânte? Ca artist al poporului. E bine, atunci artist al poporului cum trebuie să cânte? Artist al poporului trebuie să cânte bine. Eu vă mulțumesc frumos pentru înaltă apreciere creației mele. Sănătate, am să vă gând bine până la sfârșitul vieții mele. Să trăiți cât trebuieți! S-a conferit titlul onorific maestru în artă domnului Ghilaș Victor, director al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe Moldovei. S-a conferit titlul onorific om emerit următorilor. Bahnarel Doina, medic la Asociația Curativ Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat. Cap Roș Nicolae, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Golomoz Anatolie, director adjunct al Institutului de Tehnică Agricolă MEC Agro. Mija Vasile, șef de redacție în cadrul companiei Teleradio Moldova. S-a conferit titlul onorific artist emerit, următorilor. Chilaru Valentina, conducător artistic al clasei de cultură din satul Pelenia, raionul Drochia. Croitorul Ion, artist instrumentist al ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. Danilescu Gheorghe, artist, instrumentist al ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă.
Sara Aurica, cantautoare. Vreau să spun că niciodată n-am visat să mi se ofere o asemenea distincție, nici măcar o laudație la un asemenea înalt nivel. Am cântat cânt din pasiune pentru omul acestui pământ. Ori dintre oamenii acestui pământ au făcut parte și părinții mei, Ioachim și Dochița, care și-au trăit traiul durut, așa cum s-a trăit la noi aici, pe meleagurile noastre. Spun durut pentru că atât părinții și bunii mei, domnul președinte, cât și ai dumneavoastră, au fost duși în Siberii de gheață și cred eu că mesajul cântecelor mele de acolo vine. Vă mulțumesc din suflet pentru această distincție, pentru aprecierea ceea ce fac eu. Mulțumesc din suflet și tuturor celor care au semnat să mi se ofere această distincție. Mulțumesc! Lupașcu Vasile, artist, instrumentist al ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. Maleca Ion, artist, instrumentist al ansamblului etnofolcloric Ștefan Vodă. Onorați cetățenii Republicii Moldova, care ați fost acum, prin decretul meu, apreciați pentru tot ceea ce ați făcut. Pentru binele țării, pentru binele tuturor, în diferite domenii. Ați observat că sunt prezenți din toate domeniile științei, culturii, învățământului, sportului, șahului, toate sunt împreună, dar oamenii au merite. Eu mă bucur că avem așa oameni ca dumneavoastră. Sunt sigur că o să reușiți și mai mult după aceste distincții. Asta este o apreciere a celor din jurul dumneavoastră, care vă cunosc bine, și în urma studierii dosarelor am ajuns la concluzia că propunerile sunt întemeiate și necesar de admis. Eu am văzut mulți oameni și din cei prezenți aici, pe care îi cunosc, de data aceasta mai puțin cunosc, dar îi cunosc. Evel Latășev, cine nu-l cunoaște pe domnul Latășev? Toți îl cunosc. Vorbește foarte frumos, cântă foarte frumos, cântă pentru sufletele noastre, ne dă speranță că cândva împreună o să cântăm și noi, când o să avem rezultatele care le dorim. Noi acum suntem porniți pe o cale, eu consider corectă, integrarea unui europeni, până la sfârșit este departe, dar trebuie să fim încrezători. Noi singuri care suntem astăzi cetățeni activi și pentru următoarele generații. Să-i convingem că altă cale pentru noi nu există. Că noi ne-am convins de sute de ani că nu ne vor bine acei care declară că ne iubesc. Și de ce eu vă chem ca toți la locul dumneavoastră de activitate, să faceți tot ce este posibil ca noi să realizăm programul nostru de integrare europeană. O să trăiască toți bine, indiferent de ce origine este. Toți o să trăim bine, dacă vom fi uniți. Și trecutul care
după care unii plâng astăzi sau regretă că nu există, ei o să-l uite de grabă și o să convingă că mai bine decât în viitor noi nu o să avem și nu o să fie mai bine. Noi o să reușim dacă vom fi uniți și vom fi împreună. De ce eu vă chem la toți la locul dumneavoastră unde sunteți să convingeți pe cei din jur și pe cei tineri mai cu seamă. Eu mă mir când lasă unii care au trăit și poate fac comparații cu anumite perioade, dar când văd că tineretul care nu știu ce înseamnă semnele de pildă seceră și ciocană și la ce au adus. Și eu am rude apropiate, ai s-a vorbit și cunoaștem, eu vorbesc pe asta deschis și mă bucur că am avut așa bunei care au avut o verticalitate, o poziție în viață, nu mă regret de soarta lor, că au fost nedreptățiți. Nu numai ei, dar de toți oamenii gospodari din Republica Moldova care au fost duși cu deasei la diferite criterii. Că este culac, că este preot, că este învățător, care a învățat în alte școli și diferite motive. Eu sunt convins că noi o să reușim, dar trebuie să facem aceasta cu credință. Căci, cum a spus un poet, e nebiruit e omul ce luptă cu credință. Că el știe că pe lume nimic zadarnic nu e. Că dincolo de trudă și jertfa clipii lui, în taină vreme țesă la sfânta biruință. Și vom birui. Eu vă doresc încă o dată succese, vă felicit din tot sufletul cu aceste distincții înalte de stat și să faceți și mai mult decât ați reușit până la moment. Eu mă uit, aici sunt și tineri și mai în vârstă. Iată un băiat din clasa 10, da? A 10 ești? A 7 erai, da. Care a făcut un act de vitejie. Și eu sunt mândru că noi avem așa copii și mulțumesc părinților că educ așa copii. Bravo sunteți și să riști cu propria viață pentru viața altuia, asta trebuie să ai și curaj, trebuie să ai și putere și toate calitățile cele mai bune de un om adevărat. Eu mă mândresc că avem așa copii și cred că fiecare din noi care au fost prezenți aici apreciază foarte mult acest gest de vitejie a acestui băiat. Să trăiești mulți ani, să reușești și mai mult și eu sunt sigur că tu ai să reușești în viață. Așa, eu o să termin că putem vorbi mai mult, dar o să ne oprim aici și după tradițiile noastre o să spun mai departe domnul care este împuternicit cu această misiune. Poftim, iar. Doamnelor și domnilor, vă invităm la tradiționala cupă de șampanie, după care urmează poza comună cu președintele Republicii Moldova în fața președinței de stat. Thank you.